În această săptămână, în Parlamentul României, Camera Deputaților, grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal a inițiat mai multe legi care modifică, care doresc să modifice în regim de urgență codul penal, codul fiscal, mă scuzați, modificările care s-au făcut la codul fiscal de către guvernul USL, guvernul Ponta anul trecut. În ordonanța de urgență 102, cea care modifică legea 571 privind codul fiscal. Și aici ne referim la niște impozite cu impact negativ în ceea ce privește economia națională, în ceea ce privește consumatorii fiscali, populația României. Ne referim la impozitele pe clădiri speciale, acel impozit pe stâlp, și de asemenea la taxa de 0,7 eurocenți, cea care va influența creșterea prețului la benzină, motorină, cu peste 41 de bani. Dorim un regim de urgență să se abroge ordonanța 102 pe 2013, astfel încât aceste măsuri, cea privind construcțiile speciale, care a și intrat în vigoare de la 1 ianuarie, precum și cea privind taxa de 0,7 eurocenți să fie abrogată, pentru că ea va intra în vigoare cu data de 1 aprilie. Sunt noi impozite pe care guvernul Ponta le introduce, impozite care nu au la bază niciun studiu de impact, nu au fost discutate cu mediul de afaceri, cu confederațiile patronale. De asemenea, nu au avut loc discuții, nu au avut nici cu partenerul social, cu sindicatele. Pentru că toate aceste noi impozite afectează societățile comerciale, atât cele care transportă, cât și deținătorii de mașini, precum și societățile celelalte comerciale care dețin puțuri, cele din agricultură care dețin spații de depozitare a produselor agricole, drumurile de acces la aceste spații de depozitare, barajele, digurile care sunt în proprietatea hidroelectrică, tot ce înseamnă sondele care sunt în proprietatea societăților naționale de extracție a resurselor naturale, dar în final ele produc costuri care vor fi suportate de populație. Din acest motiv, grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, cu susținerea colegilor de la PPDD, a inițiat aceste două proiecte de lege foarte importante pentru a abroga aceste modificări la codul fiscal. Mai sunt inițiate în Parlament și alte modificări legislative în ceea ce privește legea partidelor politice și aici vreau pe domnul deputat Constantin Vascolo să exemplifice. Mai întâi și eu vreau să urez o primăvară fericită, plină de bucurii tuturor femeilor. În ceea ce privește contestația pe care Partidul Democrat Liberal a făcut-o la Curtea Constituțională, odată cu modificarea componenței structurii guvernului și componenței politice. După cum știți, noi am făcut această contestație înainte ca Partidul Social Democrat, împreună cu partenerii de guvernare, să accepte asumarea răspunderii pe un program de guvernare. E un program politic, cum spun și care în fond este un program de guvernare. Constituția, după părerea noastră, trebuie interpretată în ansamblu ei. Nu poți să te conformezi numai un articol din Constituție și urmarea faptului că vii și spui că conform unui articol din Constituție vrei să faci o schimbare de structură și de componență politică a guvernului, în schimb prejudiciezi situația în ceea ce privește alte articole din Constituție. Dânșii au venit în Parlament ca să modifice structura politică și componența guvernului pe baza capitolului 2 din Constituție, articolului 85. În schimb, Constituția trebuie respectată în integralitatea ei.
Și în capitolul 3 știm că orice guvern trebuie să conducă pe baza unui program de guvernare care și-l asumă odată cu instalarea guvernului și din această cauză noi am făcut contestația la Curtea Constituțională și, după părerea noastră, am avut dreptate. Că urmare a acestui lucru a intervenit un acord între președinte și premier, guvernul a votat în ședința de guvern un program care, deci, zic program politic, dar în fond este un program de guvernare, că au modificat vechiul program de guvernare la care au adăugat câteva obiective, cu care își asumă răspunderea în Parlament. Curtea Constituțională a luat o decizie, chiar și un judecător, dacă a fost de acord cu ce am spus noi, este un semn de întrebare care trebuia să-l punem și de aici încolo să se știe cum trebuie să se opereze în asemenea situații. În ceea ce privește inițiativa legislativă pe care Partidul Democrat Liberal a depus-o în Parlament, după aprobarea în Biroul Permanent Național, de modificare a legii partidelor politice. Noi credem că trebuie să se permită societății românești să se facă o înnoire a clasei politice, accesul să fie mult mai facil pentru cei care vor să intre în politică, să nu mai fie nevoie de sume mari de bani sau de un număr extraordinar de mare de oameni care pot să înființeze un partid politic, și inspirându-ne din ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, Partidul Democrat Liberal a depus în Parlament o inițiativă de modificare a legii partidelor politice în sensul următor. În prezent, în România, ca să înființeze un partid politic, trebuie să fie minim 25.000 de susținători din jumătate din județele din România, în timp ce în Uniunea Europeană situația este cu totul altfel. Cel mai mare număr de susținători trebuie să fie în Portugalia, trebuie 7.500 de cetățeni ca să înființeze un partid politic. Mai în Lituania 1.000 și în alt stat care nu mă amintesc, am încă 1.000. În rest, în toate celelalte țări din Uniunea Europeană și în țările cu democrație consolidată, în Germania, în Franța, în Italia, trebuie, în Belgia, trebuie 3 membri sau 2 sau unul singur pot înființa un partid politic. În multe din aceste țări nici măcar nu este necesară înregistrarea la tribunal, la judecătorie, participă cu partidul politic pe care îl înființează în campania electorală, obțin un scor și în funcție de scorul care l-au obținut, pe urmă devin reprezentativi în organele administrației locale sau centrale. Și noi credem că este momentul, după 24-25 de ani de democrație, în România democrația s-a consolidat, considerăm că societatea românească este din ce în ce mai educat din acest punct de vedere și este momentul să se înnoiască clasa politică și de aceea am propus ca în România să se poată înființa un partid politic cu minim 500 de susținători, deci 500 de inițiatori, care să fie din 10 județe ale României, deci câte 50 de susținători pe un județ, sau din 9 județe și 50 din diaspora. În acest fel, un partid politic va putea să fie înființat mult mai ușor, oamenii capabili din societatea românească pot să înființeze un partid mult mai ușor, fără cheltuieli mari și în felul acesta să democratizăm societatea românească, să înnoim clasa politică. În acest sens, v-aș mai da un singur exemplu. Știți cazul Nicușor Dan de la București. Cu toate că a luat parcă 8 sau 9% pe București ca candidat la primăria capitale, pentru că nu a avut posibilitatea să-și înființeze un partid politic, nici măcar nu este reprezentat în Consiliul Local al Municipiului București. Cu acel scor,
putea să ia din 45 de consilieri general municipal pe care îi are municipiul București, putea să ia 4-5 consilieri cu scorul pe care l-a obținut. Dacă putea să-și înființeze un partid politic și în acest fel să candideze în campania electorală la municipiul București. Noi credem că este momentul ca societatea românească să facă un pas înainte pentru consolidarea democrației. Vă mulțumesc! Săptămâna trecută a avut loc un eveniment important, Congresul Partidului Popular European de la Dublin. După cum știți, la aceste alegeri europene din 2014, pentru prima oară, toate partidele și-au desemnat un candidat pentru poziția de președinte al Comisiei Europene. Acum 5 ani, în 2009, numai PPE-ul a avut un astfel de candidat pe Barroso, numai că a fost desemnat de partid, nu a fost, să spunem, ales prin procedura, prin Congresul Partidului. Data aceasta, toate partidele și-au desemnat un candidat, va exista chiar și o dezbatere, vor exista câteva dezbateri în Europa, una dintre ele, o săptămână înainte de în jur de 20 mai, va fi o dezbatere în trei, pe Partidul Socialist European și Liberalii, ALDE, acum s-a ales Juncker cu Schulz și cu Verhofstadt, dezbatere care va fi transmisă în direct pentru cine dorește în toată Europa. Deci, după cum vedeți, este o, să spunem, o procedură deja europeană, stabilită. Congresul PPE-ului a ales pe Jean-Claude Juncker. Este o personalitate politică foarte cunoscută. Știți foarte bine și dumneavoastră, sunt convins că l-ați urmărit, pentru că în perioada crizei a fost o persoană politică foarte vizibilă, conducea grupul Euro și știți că au fost nenumărate discuții, mai ales referitoare la Grecia, atunci când se decidea dacă Grecia mai poate vizita la Euro sau nu. A fost prim-ministru în Luxemburg de, nu mai știu, 19 ani, deci este o persoană cu mare experiență, care cred eu că poate să facă față unei astfel de poziții. Numai puțin cealaltă persoană care a candidat, Michel Barnier, din Franța, comisar, a mai fost o dată comisar, ministru în Franța, președinte de regiune în Franța, președintele regiunii Savoie, a fost și președintele Comitetului de Organizare a Olimpiadei de la Albertville. Deci are în spate foarte multă experiență. A fost destul de, să spunem, dificil de ales între cele două personalități. Până la urmă a câștigat Juncker. Scorul arată clar că a fost o competiție, n-a fost doar așa un exercițiu. A mai fost un candidat, Dombrovskis, care a fost prim-ministru în Estonia, dar s-a retras o seară înainte. Congresul a arătat clar sprijinul Partidului Popular European pentru o Europa mult mai integrată. Pentru tema principală a perioadei următoare, care este dezvoltarea economică și locuri de muncă. Este o temă care a fost în discuție de la începutul crizei și continuă, după părerea PPE-ului, să fie principala, în primul rând, temă, principala preocupare a europenilor și, deci, principala temă de discuție și de luat măsuri pentru politicieni. Dezvoltarea economică, locurile de muncă pot să mențină echilibrul Uniunii Europene, astfel încât să facă față provocărilor viitoare, vor fi suficient de puternice, mai ales din partea statelor
emergente, știți foarte bine, China, Brazilia, India, sunt state care se dezvoltă Federația Rusă, care se și dezvoltă în același timp are și o atitudine destul de agresivă. Deci ne trebuie o Europa puternică și o Europa puternică nu poate fi realizată fără bunăstarea oamenilor, fără a asigura locul de muncă pentru oameni. Lunea am avut și Colegiul Director Național al Partidului Democrat Liberal. S-a votat lista pentru alegerile europene. Arată astfel cu Storojan, Teodor Storojan pe primul loc, Monica Macovei, Traian Gureanu, Marian Jean Marinescu, apoi este regiunea Nord-Vest, regiunea Nord-Est, regiunea Centru, regiunea Vest și regiunea Sud. Vor fi reprezentanții acestor regiuni desemnați prin discuții între județele din acea regiune. Știți că noi avem, suntem singurul partid care avem această regulă. Vrem ca cei care se duc la Bruxelles să reprezinte toate regiunile României, astfel încât să poată să asigure un echilibru acolo, să reprezinte interesele tuturor cetățenilor români. Săptămâna viitoare avem o sesiune la Strasburg cu destul de multe dosare importante. Va fi din nou o rezoluție pe Ucraina. Situația în Ucraina, o știți, este foarte complicată. Foarte complicată. Eu sper ca Uniunea văd că a început să se trezească, după părerea mea, să înțeleagă ce înseamnă Federația Rusă, ce înseamnă dependența de energetică, ce înseamnă dependența de gaz și ce înseamnă până la urmă, o politică agresivă. Și să răspundă, nu agresiv, dar pe măsură. Trebuie un răspuns foarte ferm și foarte clar. S-au luat primele decizii și în Consiliul European, și în Consiliul Mijilor Externe. Probabil că, dacă nu se schimbă situația acolo, se vor lua, chiar se vor pune în aplicare și alte măsuri și sancțiuni economice. Însă situația nu este bună deloc. Am avut o scurtă discuție cu Iurie Leancă, primul ministru al Moldovei, acum la Dublin, la Congres. Am discutat despre vizele, eliminarea vizelor, mi-am mulțumit pentru ceea ce am făcut, însă am discutat și despre Ucraina. Bineînțeles că sunt îngrijorați pentru că Sevastopol nu este la mii de kilometri de Transnistria, este foarte aproape și se poate întâmpla orice. Sunt acolo și alte două regiuni, și Harkov, și Dnipro, care și ele sunt instabile. Știți că la Congres au participat și Iulia Timoshenko și Vitali Klitschko. Eu am fost impresionat de Klitschko, are un discurs de politician adevărat, foarte adevărat cum cred eu, adică foarte aplicat pe problemele reale, nu pe bla bla. Da? Deci este un tip care știe exact ce se întâmplă la el în țară, ce problemă au oamenii, ce ar trebui să se facă. Și bineînțeles și Iulia Timoshenko, pe care o știm de mai multă vreme. PP-ul a susținut și susține în continuare integritatea statului ucrainean și libertatea fiecărui stat de a decide drumul pe care trebuie să-l ia în continuare. Mă bucur că în concluziile Consiliului European este specificat foarte clar că acordul de asociere cu Moldova se va semna la sfârșitul lui august. Este un lucru extrem de important pentru Republica Moldova, pentru că e aici la granița noastră și cred că e bine să avem un stat stabil și un drum spre Europa lângă noi, imediat. Bun, cam atât, dacă aveți întrebări. Chiar vreți să vi spunem noi pe nume acum ce, Doamne iartă-mă, că nu suntem copii. O
Mai aveți directori în guvernarea asta? În 2 luni. Așa că... Probabil că au fost buni profesioniști. Acum toți peneliștii sunt buni profesioniști? Sau cum face? La 1, 2, 3 care ziceți dumneavoastră că au rămas... Stați liniștit că acum îi dă la afară. Care puteți după parte de bată, se dă o parte din data afară, nu veniți de bolii. Nu, eu vorbesc de principiu. Da. Păi și pardon, de principiu. Oricum îl schimba, și atunci găsim momentul să... Și de decizie politică. Pentru că la nivel național au stabilit, da? Că PSD-ul i-a dat afară de la guvernare. Asta a spus tot timpul domnul Antonescu. Că a fost dat afară de la guvernare, că n-a fost numit Iohannis vicepremier cu atribuții. Sunt două filmulețe. Unul al domnului Zvonea despre prima bărăție și unul a PNL-ului despre Valeriu Zvonea, despre președintele care a deputat și PSD. Puneți pe oameni să le asculte amândouă și să sunt amândouă extrem de adevărat. Autora care acum se considera politici de la PNL pe diferite funcții în administrația locală, dar biroul politic al PNL-ului a votat colaborarea în continuare. Deci când merg la nivel central, când merg la București, spun că PSD-ul a fost partidul cel rău din USL care a dat afară, iar când vin aici spun că PSD-ul este foarte bun. Dar și unii și ceilalți, din cele două partide, au reprezentanți în biroul național de conducere. Ați votat bugetul României, ați votat bugetul de stat. Noi nu l-am votat. Nu ați văzut TTL-ul? Nu. Și nici după amendamente? Nu l-ați votat, da? Ar. Aveți idee dacă la Piova reprezentanții din asta la bugetul local, pe domnul Pașcă? Noi am pus amendamente la bugetul de stat și eu și domnul Ion Marenică și pentru faptul acesta, pentru Craiova, pentru că ei de când au venit din 2012, au luat banii pe care PDL-ul îi depusese și pe centura Craiova, v-am zis, aminte, în august 2012, domnul Ponta a luat 21 de milioane după centura Craiovei, care trebuia să fie făcută, trebuia să fie terminată acum. Ideea. La fel pe drumul Calafat. Și deci noi am depus din nou aceste amendamente, nu s-a aprobat. Foarte bine, cum am început odată, la nivel local aveți idei și au votat reprezentanții. Ideea era că nu există opoziția, treaba și foarte bine. Nu vă întreb și nici dacă au votat și ce au votat. La Craiova există... Am văzut că domnul Gherciu face o poziție permanentă, domnul Marian Vasile, iar la poziție...